Radio Guerilla. Previne și tratează. Amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Suntem acasă în strada Paleologu și, cum e urât afară, stăm aici, n-am ieșit până la studio sau în altă parte și totul rămâne in-house, ca să spun așa. Invitata mea de astăzi este binecunoscuta Ioana Prândurel, ispravnicul casei Paleologu, care face totul, de fapt, la Casa Paleologu. Și spune-mi la ce te-ai gândit ca temă pentru astăzi. Am înțeles că eu îți pun ție întrebări, de fapt, și că funcționăm ca și când tu ai fi invitatul meu. Păi da, într-un fel, sigur că da. Dar și... tu vii cu idei, da? Propuneri de discuție, da? Uite, acum... Acum e lifelong learning. Mi-a trecut pe la ureche, da. În primul rând, poate că n-ar fi rău să găsim un echivalent românesc. Eu m-am cam săturat de toate formulele astea americane care sunt prezentate ca soluții nemaipomenite. Da? Avem public speaking, trainer, Black Friday, da? Totul e... americanizat și hai să încercăm totuși să vorbim pe limba noastră. Da? În fond, lifelong learning e un termen pentru ceva care există dintotdeauna, nu e nicio inovație. Mi se pare un lucru elementar, evident, da? Că învățăm toată viața. Nu e nimic extraordinar în asta. Acum, bun, ce se numește acum lifelong learning poate să acopere realități foarte diferite. Da? Poate să fie vorba de cursuri de pregătire profesională, de exemplu, da? Fiind totuși o lume în perpetuă schimbare, mă rog, o lume în care schimbările sunt mai rapide. Bun, lumea e întotdeauna în perpetuă schimbare, dar cum schimbările sunt mai rapide, sigur că unii trebuie să, ca să folosim un nou termen american, to catch up, da? Ca să se să prindă din urmă anumite schimbări. Asta e un tip de lifelong learning pe care îl încurajează companiile eventual sau birocrațiile, dacă au nevoie de, de pregătirea constantă a celor care lucrează în interior, adică atât în serviciu public cât și în domeniul privat, e nevoie de așa ceva. Nu e nimic extraordinar. Însă, evident, ai propus această temă de discuție pentru că noi facem, în fond, lifelong learning. Mă rog, folosesc și eu cu ironie acest termen. Dar folosește-l până la română. Păi trebuie să folosești o perifrază, da? Să explici, da? Învățarea pe tot cursul vieții. Sau învățare continuă sună învățare prea sperios. Învățare continuă, se poate spune și așa. Noi asta facem, da? Dar ce facem noi seamănă mai degrabă, mă rog, cel puțin în mintea mea, în intenția mea, cu practica școlilor de retorică sau de filozofie din antichitate, unde nu parcurgeai un ciclu de studii în 3 sau 5 sau 8 ani. Nu, putea să fie ceva de foarte lungă durată. Da, Aristotel a fost foarte multă vreme alături de Platon până când și-a creat propria școală. Sau, de pildă, Zenon, înainte de a crea propria lui școală, școala stoică, a fost elev, prieten cu Crates, un important filozof cinic, timp de 20 de ani, ne spune Diogene Laerțiu. Acum, sigur că am dat exemple de figuri ilustre, însă eu însumi consider că învăț toată viața. Eu, pregătind cursuri, învăț foarte mult sau reiau anumite lucruri, aprofundez anumite lucruri. Evident că abordez și teme pe care nu le cunoșteam foarte bine înainte, adică însă și activitatea aceasta de predare presupune, să zic așa, lifelong learning. Da? Mă cunoști bine, da? Sper să fiu capabil să învăț până când o-i muri.
Asta îmi doresc din toată inima, că mi-ar părea rău să nu mai pot fi capabil să învăț înainte de a muri. Bun, acum mai degrabă haide să o iau de la început, de unde am auzit de formula asta pe care nu o știam nici eu, că am întrebat, ok, cum vi se pare la Casa Paleologu? Cred că odată într-un curs online și era, suntem aici pentru lifelong learning și ok, am Cine a înțeles zis despre, asta? nu mai știu, am Da, înțeles se despre ce poate era susține, vorba. așa e, de acord. Dar trebuie specificat ce fel de lifelong learning. E adevărat că, de fapt, și cursurile pe care le propunem noi sunt de mai multe feluri. Cele mai multe țin de acea logică pe care am descris-o mai devreme. Dar evident că sunt și unele cursuri care au un scop utilitar pentru cei care le urmează. Nu știu, un curs de retorică. Deși, repet, retorica nu se învață în câteva întâlniri sau în nu știu câte săptămâni. Asta e o prostie, nu? Retorica, la fel ca și filozofia, se studiază în ani de zile și asta e partea frumoasă, de fapt. Dacă nu dai din degete și ajungi imediat speaker, da? Cum se promovează în zilele noastre, această iluzie care păcălește mulți fraieri, fără îndoială. Însă, sigur că sunt și unele cursuri care răspund unor necesități, nu? Că am făcut cursuri pentru companii, da? Pentru companii de asigurări, de pildă. Da, sigur că acolo contează, într-o anumită măsură, da? Să urmezi un asemenea curs, pentru că e o meserie care depinde de persoasiune, da? E vorba de plasarea unor pachete de asigurări, da? Și atunci asigur că aici e vorba de o utilitate imediată, dar cele mai multe cursuri pe care le facem noi răspund mai degrabă acelei logici pe care o descriam mai devreme, pentru că cred că e foarte păgubos să separăm educația în anumite cutii, să le punem în cutii. Nu știu, cei 7 ani de acasă. Păi 7 ani e prea puțin. Acasă trebuie să înveți mai mult decât doar 7 ani. Sigur, e expresia asta care s-a consacrat, cei 7 ani de acasă, adică înainte de mersul la școală, de la școala primară. Dar, de fapt, ai nevoie de mult mai mult acasă. Da? Ce înveți acasă e mult mai important, mult mai lung decât doar 7 ani. Da? Eu cred că am învățat acasă foarte mult timp. Da? Nici măcar n-aș putea să spun până când. Până a murit tata, până a murit mama, adică ideea asta că educația de bază durează doar 7 ani e o mare prostie. Sau mai sunt oameni care, odată ce au absolvit o facultate, consideră că nu mai au de învățat. Dacă s-a terminat perioada lor de învățare. Mai e o altă chestiune. Unii se simt de-a dreptul jigniți la ideea că ar putea învăța ceva. Cum adică? Mă trimiți pe mine la lecții? Vai, ce chestie îngrozitoare! Asta e o atitudine care spune multe față de atitudinea, legată de atitudinea multor oameni față de învățătură, da? De parcă ar fi o jignire Da, cred dacă că ar avea ceva de învățat. există. Asta vine, scuze că te întrerup, vine și din comunism, cred. Nu cred Mie că așa totul mi se vine doar din pare. comunism. Păi eu, din varianta asta de a nu te duce la facultatea aia, că dacă te faci nu știu ce, pă, toată viața o să înveți. Era ceva nașpa, adică dacă trebuia să fie, ajung să învăț toată viața, era nasol. Cumva a fost mentalitatea asta că te duci, ai o meserie și după aceea stai Dar nu comodel și e îți vezi de. specific comunismului. Asta există și în alte țări. Ce cred că este specific societății românești este un destul de mare dispreț pentru educație. Nu e o societate care prețuiește De ce? educația. Cum? De ce? Sunt unele societăți, anumite culturi care pun educația foarte sus. Nu știu cum este poporul evreu, de pildă, da? Pentru că identitatea evreilor este construită în jurul unei biblioteci.
Biblia. Da? De fapt, nu e poporul cărții, e o formulă greșită asta, că Biblia nu e o carte, Biblia e o bibliotecă națională. Deci ai o identitate religioasă, etnică, construită în jurul unei biblioteci. Este extraordinar. Sau în Islanda, este exact la fel. Da? Identitatea națională este construită în jurul literaturii medievale. Faimoasele saga în jurul delegate de vikingi, de mă rog, zeitățile nordice și așa mai departe. Sau în culturile de inspirație confucianistă, educația este absolut primordială, da? Este alfa și omega. Sau în Grecia, de pildă, în Grecia antică, să știi Homer pe din afară era nec plus ultra în materie de educație. Astea sunt civilizații care sunt centrate pe învățătură. Da, Grecia, mă rog, grecii, evrei, islandezii. Și mai sunt și azi? La fel de centrați? Da, sigur. Identitatea evreiască, identitatea islandeză sunt construite în jurul unui patrimoniu literar. În cazul evreilor, un patrimoniu literar și spiritual, foarte bogat și foarte variat de alminteri. Aici fac o mică paranteză, pentru că există un fel de ostilitate superstițioasă față de Biblie. Nu știu dacă ții minte că înainte de campania electorală din 2019 am citat odată din Biblie. Aia religioasă? Stai că ajungem și la anecdota asta imediat. Am citat ceva din Evanghelia lui Matei, dar era ceva foarte evident, da? Că o casă divizată nu poate dăinui. O frază pe care a citat-o și Abraham Lincoln într-un discurs celebru. Și imediat mi-au sărit în cap tot felul de obscurantiști care se cred deschiși la cap. Dacă avem acest obscurantism anti-obscurantist, dar care tot obscurantism este. Ce e un obscurantist? E opusul luminii, obscuritate. Dar obscurantismul, există un obscurantism al celor care sunt anti-religioși. Dacă îi consideră pe habotnici că sunt obscurantiști, pe bună dreptate de-al minte, dar ei înșiși sunt obscurantiști și au alergii de genul ăsta. Aoleo, Biblia, vai de mine. Și aici se inserează foarte bine gluma la care te refereai tu. De fapt, nu e o glumă, e o întâmplare reală. Prin 86, dacă nu mă înșel, în cadrul Consiliului Uniunii Scriitorilor, cred că a fost una dintre ultimele întâlniri ale Consiliului Uniunii Scriitorilor, tatăl meu a ridicat problema reeditării Bibliei lui Șerban Cantaguzino, că se împlineau 300 de ani de la publicarea Bibliei lui Șerban în 1988. Da? Și cu probabil vreo 2 ani, poate 3 ani înainte, a luat cuvântul în Consiliul Uniunii Scriitorilor și a spus că Uniunea Scriitorilor ar trebui să publice acest monument de literatură română, acest monument de limbă română. Și era Suzana Gâdea, predecesoarea mea la Ministerul Culturii. De-al mintele am avut același șofer ca și Suzana Gâdea, asta când am fost eu ministru în 2009. Și Suzana Gâdea îl întreabă pe Constantin Țoiu, care era lângă ea. Constantin Țoiu era un om așa cu, mă rog, situat cumva între putere și opoziție, că era vicepreședintele Uniunii Scriitorilor, și Suzana Gâdea îl întreabă: care Biblie? Și el, perplex, n-a știut ce să răspundă, și a revenit cu întrebarea: care Biblie? Aia religioasă? Și Țoiu a zis, da, da, a dat din cap și a zis, vai maică, și a pus mâna la gură. E, așa sunt mulți în zilele noastre, același tip de ignoranță și un fel de atitudine de asta, speriat, aoleu, Biblia. Da, identitatea culturală evreiască este construită în jurul acestei biblioteci, care, repet, e foarte diversă. Bun, într-o asemenea societate, într-o asemenea cultură, normal că educația este foarte mult pusă în valoare, așa cum este foarte mult pusă în valoare în culturile confucianiste. De ce sunt atâția asiatici buni la învățătură?
fie că sunt coreeni sau japonezi sau ce-or mai fi chinezi, evident. Pentru că adesea au în minte această, cum să zicem, importanță acordată învățăturii. La noi, în general, nu se dă doi bani pe învățătură. Da? Care este atitudinea majorității studenților față de facultatea la care se duc? E un simplu oficiu la care primesc o ștampilă și cu asta basta. Că se tot vorbește de plagiatori, de miniștri care au scris teze de doctorat absolut nule și așa mai departe. Asta este, nu este decât partea vizibilă a icebergului. Realitatea profundă e acest dispreț foarte răspândit față de educație. Da, de unde atunci vine apare el? Problema cum să faci lifelong learning într-o asemenea societate. În care n-ai learning. În care există această atitudine, mm-hmm. Da? Și ideea că să înveți este cumva o poziție de inferioritate. Că dacă înveți înseamnă că recunoști superioritatea altcuiva sau că, domnule, m-a trimis la școală, m-a trimis la lecții, vrea să ne dea lecții. Da? Sau toate, că ești vulnerabil. Toate locuțiunile astea mm-hmm. spun ceva. Da, faimoasa rostire filozofică românească a lui Noica. Ar fi trebuit să scrie și o anexă la asta despre ce spun asemenea locuțiuni, da? Asemenea expresii. Da? Că, de fapt, există un fel de teamă de învățătură. Știi? Uh-huh. Românul se cam teme de învățătură ca dracul de tămâie. Cred că trebuie să luăm pauză. Trebuie să luăm o scurtă pauză. Luni de la 5 seara, Gheri Live și Daz prezintă White Walls în direct din mansarda Radio Gherila. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila. Cu 2 de R și 2 de L. Maestru de ceremonii Bogdan Șerban. Noul sezon Gherila Live, livrat de Taz. Semnații de ieri, Sound Battle-ul de astăzi. Dear Music prezintă Guerilla Sound Battle. Două trupe față în față, două scene față în față, două repertorii față în față într-un singur concert care ia cerbul de coarne. Miercuri de la 5 seara urcă pe scene Taking Back August versus Avoid Humanity. Guerilla Sound Battle, pus la cale în premieră de Dear Music, prezentat de Bogdan Șerban, cântat live de Radio Guerilla. Universul entero, escucha! Spot Go, soluția inovatoare pentru a-ți alege una din cele peste 800 de mașini din stoc prin leasingul operațional Spot Wheel Go. Avans zero, aprobare în aceeași zi, plată lunară fixă cu toate costurile incluse. Intră pe spotgo.ro sau vino în Sema Park. Spot Wheel Go, plătești doar carburantul. București, Alternosfera te cheamă. Trupa din Republica Moldova lansează primul single de pe noul album, Bonjour Madame, miercuri 23 noiembrie în Club Quantic. Bonjour Madame! Informații și bilete pe iabilet.ro. Cântat de Radio Guerilla. Steaua Nordului, steaua fără nume, steaua sus răsare, dar numai bine steaua strălucește în sud, ba da! Pentru că din 17 noiembrie toate steluțele strălucesc la Sun Plaza. Pornim bucuria Crăciunului joi, 17 noiembrie, de la ora 19, la Sun Plaza. Aprindem împreună luminițele alături de Smiley și Nicole Cherry, într-un show memorabil ce dă startul distracției în cel mai iubit sezon. Vino să punem shoppingul de sărbători în cea mai bună lumină. Sun Plaza, destinație de senzație. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Am revenit în direct în emisiunea Metope cu Ioana Prândurel și mă întrebase și ceva înainte de pauză, de ce e așa, parcă, nu? Poate, da. Ideea e că stai puțin, că odată ce te pănești nu te mai oprești. Ce voiam să spun eu e că, din proprie experiență, lucrurile se văd așa. Eu am fost o studentă pentru care conta doar ștampila, am fost o ignorantă pentru care Biblia nu era foarte clar ce e și la ce folosește și, mă rog... Ioana, nu exagera, că totuși ai crescut o parte din timp în casa unui cărturar adevărat. Da, e adevărat. Eu e un om care știe carte, multă carte. Da, dar s-a, cred că pot să spun chiar că s-a chinuit să mă ducă spre lecturi așa cum își dorea el și n-am făcut-o niciodată, nici acum, până la 40 de ani. Dar ce vroiam să spun e și partea asta legată de ce am învățat în școală. În școală am învățat să mă fofilez, în școală am învățat că dacă nu făceam meditații cu profa de mate, aveam niciodată, n-aveam peste 7. În școală am învățat că era nasol și că mi se spunea orfelina clasei în clasa 9. Era o mizerabilă. Adică și ăștia sunt profesorii. Da. Să știi ceva, că și eu am detestat școala înainte de 89, da, pentru că era o școală represivă, care nu încuraja deloc gândirea personală, în care nu puteam să fac ce îmi plăcea mie. Eu vreau să citesc filozofie, vreau să citesc clasici, voiam să fac latină și eram obligat să înghit matematică, fizică cu pâlnia și nu aveam chef de așa ceva. În schimb, în Franța am înflorit. Deci mai e și aspectul ăsta legat de tipul de școli despre care vorbim. Și nici în Franța nu e totul la fel. Da? Pentru că una sunt școlile de stat, dintre care unele sunt foarte bune, altele nu. Eu am avut norocul să mă duc la o școală privată catolică absolut minunată. Și eram fericit. Efectiv, eram foarte fericit că pot în sfârșit să mă duc la o școală unde ce știu eu și ce îmi place mie este pus în valoare. Aici atingem chestiunea mult mai vastă a sistemului nostru de învățământ, care este defectuos și care descurajează copiii. Sunt dezgustați, mulți dintre ei dezgustați de învățătură, dar trebuie să spunem ceva. Nu o să divulg încă numele, dar printre cei care au trimis un dosar de candidatură pentru acele poziții de lectori pentru copii, pe care avem noi, cineva, da, care lucrează în Franța, e profesoară într-un liceu din Franța, nu întâmplător tot un liceu catolic, și e foarte interesant cazul ei, da, că a avut parcă primul întâi la Olimpiada de franceză în 2015 și am găsit niște articole despre ea, apărute atunci în presa de la noi, cum făcea naveta ca să meargă la liceu la Ploieștea, fiind din Plopeni, da? Și se scula la 5 dimineața, lua trenul în fiecare zi, mergea la Plopeni, însă citea în tren și iată un exemplu, mai avem și alții, da? Uite, gândește-te la Victor Popa, fostul nostru cursant care a intrat la Ecole Normale Supérieure, ceea ce este absolut extraordinar, da? Sunt plin de admirație față de el. Alții la fel, care s-au descurcat foarte bine. Deci, bun, să nu generalizăm, pentru că, slavă Domnului, există profesori minunați care încurajează pe copiii de genul ăsta, dar, în general, învățământul are un efect descurajant asupra multor copii. Poate și asta contribuie la acea atitudine, dar lucrurile sunt totdeauna cu dus și întors, pentru că sistemul descurajează dorința de învățare, dar pe de altă parte și faptul că societatea românească nu valorizează cu adevărat educația duce la așa ceva. Fenomenele sunt legate, nu e o cauză și un efect. Există mai degrabă un fel de reciprocitate aici. Da, cred, pot să accept asta. Ce
mă gândesc și cum a pornit toată discuția e că pentru mine așa a început Casa Paleologu, cu hăul pe care simțeam că l-am în viața mea și cu non-lifelong learning pe care am practicat-o până la 30 de ani. Și cumva de curiozitate, cred, până la urmă, și pentru că simțeam nevoia să articulez mai bine, să gândesc mai clar, am început povestea asta cu cele 20 de scaune în salonul casei. Asta e din perspectiva ta. Din perspectiva mea, e vorba de, de o idee mai veche pe care nu eram în stare să o fac singur. Dar eu aveam de prin 2003 ideea de a crea așa ceva, numai că nu știam cum. Da? Știi bine că am nevoie de alții care să pună în practică ce am în minte și cred că mai e ceva care a contribuit. Ai fost la câteva cursuri de ale mele care au avut loc într-un alt context și ți-a plăcut foarte mult. Și de aici a apărut ideea, nu? De a face împreună Casa Paleologu. Dar hai să nu vorbim numai doar de noi. Da? Cred că pentru oricine e nevoie, e important să învețe toată viața. Da? Și nu e un moment la care te oprești. Iar noi ne luptăm cu această prejudecată. Absolut, da. Ne luptăm mai cu seamă la oameni mai în vârstă care ne spun, ce interesant, extraordinar, ce rău îmi pare că nu mai am vârsta. Slavă Domnului, avem aici chiar printre cei care ne urmăresc, da? Spune cineva că de când a ieșit la pensie, e și mai activă decât era înainte la cursurile noastre și ne bucurăm foarte mult. Da, mai sunt câțiva așa, da? Mai e o doamnă care spune că tocmai pentru că a ieșit la pensie e perfect ca să nu se ramolească. Da, mă rog, avem mai multe asemenea exemple și sunt foarte fericite aceste cazuri. Da? Pentru că tocmai la oameni ceva mai în vârstă poate apărea o reținere. O reținere pentru că, vezi, Doamne, n-ar mai avea vârsta. Am văzut că există reținere și la oameni de vârsta mea sau chiar mai tineri. Cred că mai e o categorie de vârstă destul de reținută și anume studenții. Da? Pentru că, de fapt, cred că e una dintre categoriile de vârstă mai puțin reprezentate la noi. Cum? Bursele? Da, bursele. Dar dacă n-am avea bursele, nu cred că ar fi foarte mulți studenți. Copii, da, ar fi oricum. Dar studenți, nu, pentru că nu e așa. Studenția nu e ca să înveți. Studenția e ca să-ți faci de cap pentru multă lume. Da? Sau ca să obții tocmai o patalama și la revedere. Sau ca să lucrezi în cazul după meu. După studenție, îți dai seama că ai niște goluri. Că, da, de fapt, studenția aia a fost destul de sterilă din punct de vedere intelectual. Într-un fel, cred că mulți vin la noi după ce au terminat facultatea, dându-și seama că n-au învățat mare lucru în facultate. De altfel, sunt destul de mulți cei care au vârsta exact de după facultate, da? 25, 26, 27 de ani și mai mult, dar își dau seama, n-am învățat mare lucru în facultate, hai acum măcar să umplem golurile. Și asta iarăși un reflex, cred eu, foarte binevenit. Da, și se mai leagă și de faptul că, uite, eu, introvertă fiind, aveam senzația că n-am ce să spun oamenilor. Chiar dacă erau lucruri pe care le știam din facultate, chiar dacă lucram deja, eram destul de... mă simțeam foarte rigidă, așa, foarte ca într-o cutiuță. Da, Ioana, stai puțin, tu lucrezi de foarte devreme. Da, păi, din munca studenție. Nu este, adică munca este una dintre formațiile cele mai importante. Munca te disciplinează, munca îți dă un sens, munca te învață valoarea timpului, valoarea banului. Adică cineva care lucrează de la 21 de ani, nu-i puțin lucru. Da? Și știi bine că sunt tineri ăștia pierduți care nu sunt în stare să se disciplineze, nu sunt în stare să se țină de un job,
Da? Și tocmai cineva care lucrează de foarte devreme e cineva care practică lifelong learning, da? Pentru că înveți și muncind, în mod evident. De altfel, spuneam mai devreme, eu însumi învăț în permanență. Uite, mă gândesc acum la un caz, relația cu Răzvan Ioan, uh-huh. Da? Pe care ține și el atât de multe cursuri la noi. Când a apărut el prima dată? Dacă nu mă înșel, cândva prin 2017, prin toamnă. Da, ceva de genul ăsta. Și iarăși, dacă țin eu bine minte, era un curs despre Aristofan. Bă, asta nu mai știu. Cu siguranță citise Aristofan, că avea idee despre Aristofan. O fi venit, cine știe, din curiozitate să vadă cum pune paleologul problema, poate să aprofundeze ceva. După aia mai țin minte că a fost la un curs despre Nietzsche. Evident că el știe despre Nietzsche cel puțin la fel de mult cât știu și eu. Cred că astăzi e cursul lui despre Așa grăita Zaratustra, pe care l-am mai ținut odată, dar eu o să-l mai ascult odată. Deși cunosc cartea, am auzit cursul ăsta, o să-l mai ascult odată, pentru că e una dintre marile cărți ale culturii moderne. A venit să asculte cursul despre Nietzsche nu pentru că ar fi știut el mai puține decât mine despre Nietzsche. Da? Și asta e o atitudine sănătoasă. Da? Înveți nu pentru că ești într-o poziție de inferioritate, da? Ci înveți pentru că mai asculți pe altul care a citit aceeași carte, care are poate o optică puțin diferită, da? Și vezi cum face altcineva și oricum am devenit parteneri în toată povestea asta și predăm de atâta timp împreună. Înțeleg. Când vrei să vezi un film bun, citești recenziile specialiștilor. Iar când vrei să mergi la un laborator medical de încredere, ții cont de părerea celor mai avizați. Medicii recomandă laboratoarele Regina Maria pentru aparatura de ultimă generație și gama extinsă de analize. Laboratoarele Regina Maria. Vârful muzicii experimentale românești se va dezvălui curând în spațiul generos al Muzeului Atelier Școala de la Piscu. În noiembrie, luna plină a sunetelor improvizate, cu implicarea a 11 artiști, vor avea loc două serii cu forme muzicale imprevizibile pentru senzații unice. Textural, 18 și 19 noiembrie, un festival foarte fresh, un eveniment marca Asociația SEM, în colaborare cu Muzeul Atelier Școala de la Piscu, Primăria Ciolpani și Vinarte. Biletele vor fi disponibile prin rețeaua entertix.ro și myticket.ro, cântat de Radio Guerilla. Da, o să-ți placă, cred-o. Noroc! Metronom, din 4 noiembrie în cinematografe. În regia lui Alexandru Belc, distins anul acesta la Cannes cu premiul pentru cel mai bun regizor în selecția A Certain Regard. Nu e un film pe care o să-l uiți prea curând. Văzut de Radio Guerilla. Trupa Om la Lună vă invită la noul show Om la Lună Electroacustic. O experiență diferită cu sintetizatoare, drum machine, chitară acustică și violoncel, cu mai multe povești și cu o apropiere și mai mare de voi. Mai puțin zgomotos, dar mai intens și mai intim. Fii și tu om la lună într-o nouă seară de muzică, emoție și poezie. Pe 23 noiembrie, în București, în noua sală Luceafărul. Bilete pe eventbook.ro. Cântat de Radio Guerilla. Steaua Nordului, steaua fără nume, steaua sus răsare, dar numai bine steaua strălucește în sud, ba da! Pentru că din 17 noiembrie toate steluțele strălucesc la Sun Plaza. Pornim bucuria Crăciunului joi, 17 noiembrie, de la ora 19, la Sun Plaza. Aprindem împreună luminițele alături de Smiley și Nicole Cherry, într-un show memorabil ce dă startul distracției în cel mai iubit sezon. Vino să punem shoppingul de sărbători în cea mai bună lumină. Sun Plaza, destinație de senzație. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Teologu. Gata, suntem înapoi. Am revenit în direct în emisiunea Metope.
Și aș vrea să mă refer și la alte exemple din trecut, dacă tot am vorbit de școlile antice de retorică și filozofie. Iarăși cred că trebuie să ne scoatem din minte această optică în care totul se produce de sus în jos. Adică? Da? Profesorul Iisus și cei care îl ascultă sunt mai jos. Mi se pare o optică complet greșită, da? Care falsifică problema. Optica asta că învățarea este un demers care se produce de sus în jos. Dar de unde vine optica asta? O știu, o cunosc. E optică complet greșită, pentru că mai e ceva, e un drum împreună. Da? Nu degeaba dădeam exemplu cu Răzvan, da? Pentru că bun, eu sunt mai bătrân decât el, am 12 ani în plus. Însă e vorba de un drum împreună. Da? Bun, învăț și eu de la el, învață și el de la mine, împreună transmitem către alții. Și asta, am dat exemplu ăsta tocmai pentru că eu nu cred că învățatul este ceva care se desfășoară în această logică, de sus în jos. Da? Poate că de aia multă lume are o reticență față de învățare, pentru că au unii impresia, mulți au impresia, că dacă vin la niște cursuri, se pun într-o poziție de inferioritate. Da. Bun, fără a mai vorbi de aia care, nu știu de ce, cred că sunt un fel de balaur, da? Nu știu, un tip așa spăimos, care o să-i scoată la tablă și o să-i întrebe ce spune Platon în 412b în cutare dialog. Dar ce răspunde nu știu cine, nu știu, Aristotel în Etica la paragraful cutare? Știi? E, bun, evident că nu se întâmplă așa. Nu sunt nici genul ăla sweet talker, da? Genul ăla care predică tot timpul empatia și vai, nu-i nimic, da? Tot să fim drăguți și nu știu ce. Adică eu cred că e bine să ne ținem deoparte de ambele excese. Da, prima se întâmplă pentru că probabil că au trăit experiențe din alea în care erau cumva ce se simțea atunci era o umilință, te simțeai umilit. Da, acum eu nu exclud nici posibilitatea ca multora să li se pară că sunt un balaur. Adică, înseamnă că îți place, stai puțin, înseamnă că îți place. Nu, asta e interpretarea ta. E posibil să li se pară unora că sunt un balaur, cine știe. N-am pot să le spun, știți? Nu sunt un balaur. Sau doar unul mic sau ce să vezi. Da, nici partea asta de sweet talk, deși sunt sigură că pe unii dintre cei care nu vin la noi sau nu merg la cursuri sau în locuri din care mai pot învăța, iar încuraja partea asta și poate ar fi utilă la început. Da, se ducă la cineva, că nu e genul meu. N-aș citit Iliada, nu-i nimic, nicio problemă, lăsați că sunt alte lucruri mai frumoase. N-aș citit nimic din Biblie, nu-i nimic, e o carte învechită, nu contează, nu sunt genul ăsta. Știu, nu. N-aș citit Iliada, puneți mâna și citiți-o. Nu vă spun cu răutate sau... Da, dacă n-ai citit și consideri că e important, nu e atât de complicat. Mai e altceva. Sigur că Iliada nu e un text neapărat ușor abordabil. Din mai multe motive. Pentru că traducerile canonice în limba română sunt greu accesibile. Și traducerea lui Murnu și traducerea lui Slușanski sunt foarte dificile, îți dau dureri de cap. Nu sunt traduceri inteligibile, nu sunt... Mă rog, sau sunt inteligibile, dar trebuie un efort. Da? Deci, pe de o parte. Pe de altă parte, e o lume foarte diferită de a noastră. Și atunci, asigur că trebuie căutate căi de acces. Una dintre căile de acces, de pildă, este cursul meu despre Iliada ca manual de leadership. Dar de ce Musa Iliada? Pentru că eu chiar cred că Iliada e una dintre cele mai importante cărți ale umanității. Este prima carte europeană. Prima. Da? Cred că Homer e părintele Europei, părintele spiritual
al Europei. Sigur că mai sunt și alții, dar au venit mai târziu decât el. Da? E primul mare autor de pe continentul ăsta. Și în plus este o imensă capodoperă, adică este într-adevăr formidabilă. Vorbeam mai devreme de Biblie, da? De Biblioteca Națională a Poporului Evreu. Acum, niciuna dintre cărțile Bibliei, nu, din punct de vedere pur literar, nu are splendoarea Iliadei. Asta nu înseamnă că nu sunt alte comori în cărțile care compun Biblia. Da? Deci sunt texte superbe, dar nu e ușor neapărat să intri în lumea lor. Da? E o lume războinică, o lume foarte diferită, repet, de a noastră. Sigur că și stilul lui Homer are particularitățile lui. De pildă, o cale de acces către Homer e Virgiliu. Virgiliu e mult mai apropiat de noi. Eneida se citește mai ușor. Eneas ne e nouă mai apropiat. Dar după aia, sigur că urmează pasul următor. Da? Nu e atât de complicat. Da? Deci, revenind la ce spuneam, da? Că spuneai că poate că ar trebui să fiu mai... așa mai, cum se spune acum, empatic. Eu n-am da? Spus. Ba, spune asta. Asta înțeles tu. Ce? Asta poate înțeles păi tu. Spuneam că atunci? Există și în acel sweet talk, există un beneficiu, cred. Adică vorbind oamenilor mai poate mai drăgălași, îi lași să se apropie. Nu spuneam să faci tu asta. Da, ok, sigur, nu contest. Acum, mai există ceva, nu e deloc cazul meu, totuși sunt un om amabil, afabil, însă sunt exemple extraordinare din trecut de filozofi care își îndepărtau potențialii discipoli. Și asta făcea parte din filozofia lor. Mm-hmm, da? Mie îmi place foarte mult Diogene. Da, care își insulta la propriu potențialii discipoli, pentru că rămâneau cei care erau cu adevărat motivați. E o diferență mare între Diogene și noi. Da? În primul sigur rând, că da. De slavă statură, Domnului. Că eu nu mă pretind, eu nu pretind că pot rivaliza cu această figură absolut imensă a filozofiei grecești, însă omul respectiv nu avea o casă în care trebuia, pentru care trebuia să plătească facturi, nu trebuia să plătească impozite, el era un om liber, total liber, da? Și modul de viață cinic, modul de viață adoptat de Diogene era un mod de viață al totalei libertăți. Și totala libertate însemna să spună adevăruri adesea neplăcute, care pe unii îi îndepărtau, pe alții dimpotrivă îi făceau să își dorească să continue alături de el. Da? Și eu nu fac deloc așa, da? Noi nu facem cât uși de puțin așa, însă eu nu cred că, mă rog, sweet talking-ul este neapărat formula cea mai grozavă, da? Aici depinde foarte mult de persoanele cu care ai de-a face. Sigur. Și de cine ești tu în fond. Da? Eu sunt așa cum sunt. Sigur că încerc să mă ameliorez pe cât posibil, dar nu poți adopta moduri de comportament care nu ți se potrivesc deloc. Nici nu recomand asta, nici nu cred că era vorba. Nu era vorba. Despre asta, ok. Mi-ai răspuns. Nu era vorba, dar am adus eu vorba. Păi da, asta am înțeles. Ce mă mai gândeam acum era în ce măsură crezi că partea asta de călătorii poate să completeze acest long learning, călătorii făcute poate așa cum le fac cei mai mulți dintre noi, fără cursurile noastre, care și-au pus și simplu un bilet de avion și se duc și vizitează. Da, sigur că da. Nu e neapărat nevoie să te duci cu paleologul la Viena sau la Veneția sau la Paris sau mai știu eu unde.
Da. Pe de altă parte, vezi că sunt oameni care au fost de multe ori la Viena și vin în continuare cu noi. Sau au fost de multe ori la Florența, nu? Știi bine la cine mă gândesc, da? Da. Domnul de la Arad, care a fost de nu știu câte ori la Florența. Da? Domnul Belei a fost de nenumărate ori la Florența și tot mai vine cu noi. Sau la Viena. Viena, de fapt, el cunoaște Viena mai bine decât cunosc eu Viena. Dacă a fost de mai multe ori. Ori ce facem noi nu sunt tururi ghidate. Însă, repet, lumea poate să meargă pe cont propriu în orașele astea. De altfel, mai e ceva. Tocmai vorbeam mai devreme de doamna Burton. A fost cu noi la Paris și după aia s-a dus pe cont propriu la Paris. Și a văzut o sumedenie de lucruri pe care nu apucasem să le vedem împreună. Da? Pentru că ultima dată ne-am concentrat doar pe Louvre. Acum, repet, aceste călătorii nu sunt tururi ghidate, ci sunt o serie de cursuri. De-al minte, la Viena, când o să mergem, vă așteaptă niște cursuri despre simbolistica coroanei imperiale, de pildă, la Schatzkammer, da, la tezaurul imperial. Da, acolo o să vă fac un curs întâi despre simbolistica coroanei imperiale. Care este o, mă rog, o piesă absolut fascinantă. Da? Este coroana zisa lui Charlemagne, de fapt este făcută mai târziu, în vremea otonilor, și care are o simbolistică sacrală extraordinar de interesantă. Da? Și toate celelalte obiecte care acompaniau încoronarea, da? Lancia cu care ar fi fost răpuns Iisus pe cruce, da? Și alte asemenea obiecte cu o încărcătură sacră. Da? Deci acolo vă fac un curs despre ideologia imperială a Imperiului Roman de națiune germanică. Da? Deci nu e bun vorba doar de ghidaj. Da? Sau când o să vorbim despre Rubens, da, e o sală întreagă cu foarte mult Rubens, da? Și o să vă vorbesc despre Rubens ca teolog, da? Pentru că acest pictor absolut genial a fost de toate. Da? Este un umanist, este un teolog, este un diplomat și din fericire la Viena sunt tablouri extraordinare de Rubens. Dar minte la Louvre, ții minte că era o sală întreagă cu picturi de Rubens care scoteau în evidență latura lui de diplomat, da, relația lui cu Maria de Medici, regina Franței. Bun, ar fi multe de spus, dar cred că ar fi cam cazul acolo. Să încheiem. Mulțumesc mult pentru cele câteva întrebări și contribuții, mersi mult. Mulțumim și celor care ne ascultă cu interes și fidelitate și vă dau tuturor întâlnire din nou peste încă o săptămână, tot așa, marți la ora 2 la Metope. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației